Camerele din ziua de azi devin din ce în ce mai bune. Bă, ale de la telefoane sunt extraordinare. Chiar vineri am făcut un review la un Huawei P Smart Z și chiar vă recomand să vă uitați, l-aveți aici în card. Chiar și aparatele DSLR, chiar și cele digitale, PowerShot și așa, devin din ce în ce mai bune. Și toți vrem să facem poze, nu? Indiferent că te duci într-o excursie, că te duci la un festival, hashtag Untold, oriunde te duce, că te duci în excursie sau ceva, bă, vrei să faci niște poze și pozele alea nu pot să rămână așa, vrei să le postezi undeva. Bine, unii le păstrează și ca amintire, dar vrei să le postezi, Instagram, Facebook, nu contează, vrei să fii undeva, da? Dar să arate și bine. E, dacă nu știi neapărat să folosești un soft de editare pe calculator, cu toate că o să vorbim și despre asta în videoul următoare, azi vreau să vă arăt 3 aplicații cu care puteți edita super fain pe telefon. Hai să trecem la asta, dar mai întâi îi dăm cu intro și vorbim după, da? Stai să-mi iau și eu o gură de cafea. Am agitat un pic cam mult. Like and subscribe. Dă-i cu intro! Am pornit înregistrarea ecranului și începem cu prima aplicație care se numește Snapseed. Snapseed este o aplicație super interesantă, super ușor de folosit, mega, mega intuitivă. Chiar vă recomand, este o aplicație pe care o poți folosi rapid să editezi niște poze și le faci să arate mult, mult mai bine. Bun, eu deja am pregătit câteva poze pentru editat, așa că hai să începem, de exemplu, nu știu, am o poză făcută la un team building făcut la muncă, este cu un ponton, este un exemplu de poză foarte bun pentru aplicația asta. În primul rând, jos avem niște filtre deja puse de ei, puteți să le folosiți dacă vi se pare că unul arată destul de ok, de exemplu, ăsta arată destul de bine, dar seamănă mai mult cu Instagramul vechi, filtrele pe Instagram cele vechi, așa că eu prefer să păstrez poza curată și să o editez așa cum vreau eu. În primul rând, ceea ce mă deranjează pe mine la poza asta nu este dreaptă, așa că mergem pe Rotate și dacă observați, el deja își face un auto-rotate și mi-o încadrează destul de bine, astfel încât linia orizontului să fie dreaptă. Următorul lucru care mă deranjează în momentul în care mă uit la poza asta sunt acele, cred că, sfori pe care le am în partea de stânga jos. Da, sunt niște sfori. Bă, nu-mi plac. Hai să încercăm să le scoatem, să vedem, pentru că aplicația asta, din punct de vedere al scoaterii obiectelor din poza, se descurcă extraordinar de bine. Hai să vedem ce putem face. Dacă am selectat Healing Tool, destul de ok, să zicem. Bun. Arată destul de ok, hai să vedem dacă reușim să facem totuși. Ok, de dragul exemplu o să las așa. Dacă intri în detaliu și dai zoom și mult mai mult, poți să te joci mult mai ok, să faci chestiile să dispară și să arate mult mai bine. Dar de dragul exemplu o să lăsăm așa. Pe lângă chestiile astea, aplicația are niște tool-uri extraordinare. De exemplu, nu știu, vreau să avem primul rând Tune Image, care sunt tool-urile basic pe care le găsești aproximativ în orice aplicație, să editezi o fotografie. Ambience-ul cumva se joacă cu lumina, este un fel de HDR, dacă putem să-l numim așa, și dacă îl dăm la maxim, puteți observa cum toate umbrele devin puțin mai luminoase și tot ce este mai luminos devine cumva la același nivel. Aduce imaginea la același nivel, astfel încât să arate ok și să nu fie discrepanțe între lumină și întuneric foarte mult. Dacă dăm în partea aia, se întâmplă exact opusul, adică lumina devine puțin mai desaturată și mai luminoasă și cei în umbră devine mai întunecat. Nu folosesc foarte mult ambience decât doar în situații speciale. Apoi, hai să vedem ce am mai putea face la poza asta. Este cumva un golden hour, așa că aș face puțin mai aurie, să semne mai mult a golden hour. I-aș crește puțin contrastul, puțin saturație, arată deja mult, mult mai ok. Acum o să mergem puțin pe curves. Curves sunt niște chestii cu care poți să te joci să iasă ceva absolut incredibil. O să vorbim despre aceste curves mai încolo, pentru că sunt pe 3 canale, RGB, chiar și Alpha, unde sunt toate cele 3, dar asta rămâne în detaliu mai încolo. Acum vreau să vă arăt un mic exemplu în care putem face poza asta, punem un punct aici, mai luminăm puțin, arată destul de ok, punem un punct jos, creăm un fel de S-curve, așa chiar se și numește, aici în partea de jos o să ridic puțin ca să oferim un fade, un pic de fade imagine. Bun, o să dăm pe details puțin aici, dăm un sharp fotografie, facem puțin mai clară, o să mărim puțin sharp-ul, bam, hai să întorc puțin așa ca să o vedem mai mare, deja putem zice că arată complet altfel. Și dacă ți-ai apăsat pe imagine, poți să vezi înainte și după, înainte și după. Deja arată, tinde puțin spre acel golden hour care ar trebui să fie la ora aia, arată, părerea mea e că arată mult mai bine. Hai să încercăm să edităm și un selfie în aplicația asta. Ceea ce nu-mi place la poza asta este că așa funcționează iPhone-ul în anumite condiții, balansul de alb pe fața mea o face super galben. O să încerc să rezolv fața mea galbenă și cum pot face asta, scăzând din temperatură puțin și după cum vedeți, începe deja să-și mai revină, adică cumva mai scade din galbenul ăla de pe fața mea, dar nu este tocmai o soluție. De aia, în momentul de față, o să vreau să folosesc White Balance. White Balance care practic îți setează balansul de alb. O să discutăm despre asta în alte videouri în detaliu, dar în momentul de față balansul de alb practic detectează dacă imaginea este prea caldă, prea rece, dacă imaginea are un tint spre magenta sau spre green.
mă rog, verde sau magenta. Și avem noroc în funcționalitatea asta că avem un eyedropper și el își poate selecta balansul de alb direct din poză, așa că o să pun balansul de alb pe fața mea și deja a schimbat complet cum arată fotografia, numai că putem ajusta și manual după. Temperatura a scăzut super mult, așa că vreau să mai cresc puțin temperatura și tintul ăsta l-a dus foarte mult spre green. După cum vedeți, în stânga este green, în dreapta este magenta, prea green, aș zice. E un pic mai așa. Acum zic că arată mult, mult mai bine. Și acum putem să revenim la restul editărilor, să vedem ce mai putem face. De exemplu, acum i-aș mai crește puțin înapoi temperatura, pentru că am adus pielea, culoarea pielei cumva la același nivel cu temperatura întregii poze. Deci putem să mai creștem și crește odată cu temperatura în ansamblu a imaginii. Tot mai putem crește puțin contrastul. Ok, ne putem juca puțin cu highlights. Mai creștem puțin ca să lumineze puțin fața, pentru că diferența între fața mea și background, contrastul este destul de mare, adică fața mea este mai luminoasă, este mai aproape de geam și a reușit să mi-o lumineze mai tare și background este foarte întunecat pentru că este mai departe de geam și nu se luminează atât de tare. Așa că pot face diferența asta un pic mai mare, mai scadem din shadows ca să accentuăm puțin asta. Putem crește și per total brightness-ul întregii poze, dar deocamdată îmi place deja cum arată aici, că acum o să mă duc înapoi pe curves, iar pe shadow-uri băgăm un fade. Because hashtag fade photos, hashtag Instagram. Bun, și cam asta deja îmi place mult mai mult cum arată în momentul de față. Hai să vedem cum arată before and after. Așa arăta înainte, fața aia galbenă, zici că am ceva boală. Și acum, mi se pare că arată deja mult, mult mai ok. Astea au fost două exemple rapide în aplicația Snapseed. O aplicație extraordinară și foarte ușor de folosit și aveți o grămadă de alte posibilități de a le folosi aici. Aveți, putem să adăugăm chiar și o vinietă. Hai să încercăm o mică vinietă pe poza asta. Și mergem pe Outer Brightness și îl dăm, dacă observați deja cum mișc de acest slider, stânga-dreapta. Putem vedea cum se adaugă pe margini, vine o vinietă, vin niște margini așa cumva mai înnegrite și accentul se pune pe mijloc și mijlocul de fapt îl putem schimba. Putem selecta ca mijlocul să fie fața mea și vinieta să vină din exterior spre fața mea, ca aia să iasă în evidență practic în poză. Poate fi adăugată în orice alt fel de situație. După ce ați făcut toate editările, dați export, puteți salvați poza, să o înlocuiți pe cea care nu era editată, puteți salvați ca și o copie a fotografiei, adică să o păstrați pe cea veche și pe cea editată, sau puteți să exportați poza asta cu tot cu editări pe care le puteți încărca mai târziu din nou în aplicație, în Snapseed și să le editați și să-și păstreze istoricul ăla de editări dacă vreți să mai schimbați ceva, ceea ce mi se pare super ok. Brains. Următoarea aplicație pe care vreau să vă arăt este Lightroom și vine din pachetul Adobe. Sigur, ați auzit de Adobe, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, dar are și Lightroom. Și Lightroom-ul este o aplicație dedicată editărilor de poze și mai ales poze în masă, adică gen fotografii, de nunți, de botezuri, de evenimente în sine. Folosesc foarte mult Lightroom pentru că pot alege un preset și să adauge pe mai multe fotografii odată. Lightroom-ul are și varianta de mobile, care este cumva free, dar nu prea. Dacă folosești varianta free, trial-e și limita cumva la anumite funcționalități, dar le poți folosi doar pe cele pe care le ai și să scoți tot ce e mai bun din poză. Și sincer, vă recomand. Asta este aplicația, cred că trebuie să o pun pe locul întâi pe asta. Este cea mai tare aplicație de editare foto pe telefon. Hai să alegem acum o poză pentru a putea edita în Lightroom să vă arăt exact cum funcționează. Am una făcută în București acum ceva timp. Mi-a plăcut super mult poza asta pentru că are cumva contrast, e un pic de contrast acolo, e și stilul ăsta vechi de clădire și cerul este albastru, blue ăla, așa, aproape de asfințit și se vede cumva reflexia geamurilor, dacă observați acolo, uite aici. Așa, se vede în reflexia geamurilor soarele cum apune. Deci este o imagine absolut incredibilă. De ce recomand Lightroom-ul atât de mult? Pentru că când vorbim de Instagram, de exemplu, ne place să avem un grid care să arate bine. Cum am vorbit și în podcast, gridul, toate pozele cum sunt aranjate trebuie să arate bine. Și cum putem, primul pas, de fapt, pentru a putea face chestia asta, este ca pozele să aibă cumva aceeași tematică, cel puțin, dacă nu aceeași tematică, ca și subiect, scuzați cacofonie, măcar să aibă aceeași tematică folosind culorile din poze. Și în Lightroom, pe telefon și nu numai, chiar și în aplicația de pe desktop, dar acum vorbim despre cea de pe telefon, puteți face niște preseturi. Preseturile sunt practic niște setări pe care le-ați făcut la un moment dat asupra unei fotografii, apoi le luați și le aplicați pe alte fotografii ca să oferiți cumva același feeling, aceleași culori, aceleași edituri pe mai multe fotografii, mai ales majoritatea pe care le postați pe Instagram, ca să arate la fel. Cât de bine sună asta! În aplicație eu am extraordinar de multe preseturi, sunt toate făcute de mine și, mă rog, editate, fiecare are variații în funcție de culori, în funcție de lumină, dacă este mai închis, mai deschisă poza, dacă sunt mai multe culori într-o parte, mai multe culori, sunt o grămadă de variații, mai ales pentru fiecare, pentru că eu am mi-am făcut cumva un edit principal și la fiecare edit am adăugat câteva variații, b-am schimbat puțin culorile, b-am schimbat puțin expunerea, ca să pot folosi practic preseturile alea pe majoritatea pozelor. Bun, dar acum nu vorbim de preseturi, o să intrăm în detaliu, mai ales în detaliu aplicației Lightroom Mobile, da? Mai încolo. Acum hai să vă arăt cum puteți edita o poză destul
destul de rapid în Lightroom. Și cum puteți face asta? Puteți apăsa pe auto și bam, gata, poze. Nu. Nu. O să încep cu culorile, pentru că odată ce am setat culorile, după aceea mă gândesc după ce nuanțe, dar ce expunere să dau fotografiei în funcție de culorile pe care le-am ales. Așa că, bineînțeles, putem seta white balance-ul la fel ca și la Snapseed. Și aș vrea poate puțin mai caldă, pentru că vorbim de un golden hour aici, aș vrea să fie puțin mai caldă imaginea. Și putem intra în mix. În mix putem seta culorile cum vrem noi. Efectiv, ne putem juca cu culorile. Albastrul ăsta de pe cer îmi place, e ok, e destul de ok, dar aș vrea să-i dau puțin un tint de aqua, să zic așa, un tint de cian, un tint de turcoaz, se mai zice teal, la această culoare se zice teal, pentru că avem combinația de culori teal and orange, care este o combinație de culori super mega populară, pentru că din punct de vedere tehnic este un filtru corect, pentru că folosește culori complementare. Portocaliul ăla de aici din geam, hai să vedem dacă îl putem face mai roșiatic puțin. Toate nuanțele de roșu o să le duc puțin spre portocaliu, ca să nu facem red and teal, o să facem teal and orange, orange and teal, mă rog. O să creștem puțin saturația, la orange creștem puțin saturația, să vadă contrastul ăsta destul de frumos aici. O să cresc puțin contrastul, pentru că asemenea pozei de pe care am editat-o pe Snapseed, vreau să se cunoască destul de bine că este asfințit, că soarele este cumva la margine și la margine, este la orizont, Alin, nu la margine, și luminează cumva din lateral blocul, clădirea sau ce-o fie asta din poză. Și să vadă cumva contrast, să vadă gradual cum scade lumina de sus în jos, așa că mărind puțin contrastul, apoi mă duc puțin pe shadow, să le dau mai în jos și putem vedea deja că acolo unde se vede soarele în reflexia geamului este cel mai luminat și în jos devine din ce în ce mai întunecat. Ce ne duce mai mult cu gândul spre golden hour. Sunt un fan al fade-ului, așa că o să aplic, dar foarte puțin, pentru că aici vreau să mai fac un S, un mic S. Acum o să vreau să scad puțin și la blacks ca să accentuăm extraordinar de mult. Acum vreau să scad puțin highlights, pentru că vreau să creez un pic de dynamic range. Dynamic range, practic, este cantitatea de informație care se află atât în umbre, cât și în zonele luminoase unei fotografii. Acum vreau să mai adaug o vinietă și vreau să vă arăt o șmecherie. Când vreți să adăugați o vinietă, o dați la maxim ca să vedeți exact cam cum ar arăta. Apoi roundness-ul, vă jucați cu el să... Pentru că eu nu vreau o formă ovală a vinietei, datorită faptului că poza este puțin mai alungită. Eu nu vreau forma aia ovală, eu vreau cumva rotundă și să o accentuez acolo unde vreau eu. Midpoint-ul îl dau, îl selectez cumva pe aici. Ok, și roundness-ul ăsta pe care practic face diferența vreau să fie undeva, cred că la maxim, cam așa, să aibă totuși o formă de O. Și acum creștem feather-ul pentru a împrăștia cât mai mult vinieta și bineînțeles că vinieta nu atât de puternică, puțin mai așa. Și deja putem vedea o diferență enormă de la poza inițială care era super lipsită de viață și așa, la o poză în care ne dăm seama că este un golden hour acolo, ne dăm seama că este pe seară, are caracter acum fotografia, are mult mai mult stil și de-abia aștept să fie postată pe Instagram. O altă poză pe care vreau să o editez acum este o poză cu doi prieteni, mă rog, este de la un team building, sunt doi colegi de muncă și în momentul de față îmi place extraordinar de mult poza, nu aș vedea-o super colorată, ci doar să accentuez puțin că este golden hour și așa că vreau mai întâi să o crop. Puiesc cumva, să-i fac un crop astfel încât să nu se vadă geamul din stânga, apoi un drept un pic să fie, se poate face asta și cu funcția de straighten de jos, care face același lucru, numai că el trebuie să recunoască cumva că poza este strâmb. Ok, poza este strâmbă, nu poza este strâmbalin. Și acum mă duc la color, o să scad vibrance-ul. Vibrance-ul este cumva diferit de saturație, pentru că dacă îl scazi pe tot la zero, tot vei vedea culori. Practic este vibrația culorilor și nu saturația culorilor, și numele îi spune de Alin. Mă duc pe mix și tot ce ține de portocaliu și roșu, aș vrea să cresc puțin saturația, portocaliu, roșu și galben, pentru că astea sunt culorile unui golden hour, ca să zic așa, se vadă cumva acolo acel golden hour. Numai că roșu vreau să-l duc mai mult spre portocaliu și galbenul tot spre portocaliu. Cred că am scăzut totuși cam mult vibrance-ul, să-l mai creștem puțin. Ok. Și o altă chestie este această mică țintă de aici, pentru că dacă nu reușești să distingi care sunt anumite culori, de exemplu, nu-mi dau seama ce culoare ar avea bordul, chiar dacă pare că nu are nicio culoare, am dat pe această țintă, o să selectez saturație, pentru că vreau să scad saturația, și o să mă duc și o să apăs fix pe bord și el îmi selectează culoarea, este blu aparent, și o să dau la aproape minim. Nici verde nu vreau foarte mult în poză de la copaj sau așa, așa că am pus foarte mult accent pe cer. Și acum ca să facem un contrajur care practic este silueta formată în momentul când ai soare sau lumină în spatele unui subiect, se formează ca o siluetă în imagine,
iPhone-ul, din păcate, nu poate să facă, sau, mă rog, poate, dar cumva forțat să facă treaba asta, pentru că iPhone-ul, camera iPhone-ului este făcută să facă o poză HDR, să aducă informații atât în zone întunecate cât și în zone luminoase. Așa că avem detalii în zone unde nu ar trebui să fie detalii. Și ca să facem asta, să accentuăm, să de fapt să scoatem acele detalii, o să trag în jos de blacks destul de mult, shadows, tot ce ar trebui să fie întunecat, highlights-urile o să mai scad, de fapt nu, highlights-urile le las așa cum sunt. O să mai cresc puțin contrastul și deja putem spune că avem o imagine destul de interesantă în care putem vedea siluetele unor doi oameni, mă rog, șoferului și pasagerului, și în față cumva se vede un golden hour, se vede soarele. Este puțin imaginea arsă într-adevăr în zona din dreapta a oglinzii, dar în rest arată super ok în momentul de față. Ok, hai să vedem un before and after. Deci așa arăta înainte, puțin seacă, puțin fără caracter, se vede că este o imagine făcută pe moment și momentul de față arată mult mai a golden hour și ca să o facem să arate și mai mult a golden hour, bineînțeles, creștem puțin temperatura culorilor. Și da, asta este o poză care arată în momentul de față absolut grozav. Și ultima aplicație pe care vreau să vă arăt nu este neapărat o aplicație de editare foto atât de în detaliu cum au fost celelalte două, Snapseed și Lightroom, dar este o aplicație care îți adaugă niște chestii acolo în plus pozei tale dacă vrei să o faci mai interesantă. Aplicația se numește Lens Distortion. Este o aplicație extraordinară. Hai să deschidem o poză, de exemplu poza asta pe care am făcut-o într-o seară, tot așa, golden hour. Sunt nebunit după pozele astea și după culorile care se află în momentul ăla. Poza nu este editată în niciun soft în momentul de față, așa este poza originală, dar vreau să-i adăugăm câteva chestii și să vă arăt ce poate face aplicația asta. Bun, Principal Light Hit, tot un lens flare îl putem numi, putem zice că soarele este acolo, nici nu zici că e adăugat, deci mi se pare genial, toate overlay-urile pe care le are aplicația sunt absolut geniale, arată super bine. Putem adăuga ceață, dacă avem impresia că s-ar potrivi și cred că ar merge ceva, numai că ar fi fost genial să păstrez totuși și să dau add layer și să nu pierd lumina aia. O să mai scădem din opacitate, blur intensity aproape de zero, a adăugat un fel de ceață fotografiei, acum mergem înapoi și dăm add layer și când mergem principal light hits, adăugăm înapoi și lumina peste acea ceață. Și altă chestie pe care o putem adăuga, să zicem, cred că putem pune ploaie, toate că nu se văd nori în poză, dar ar fi interesant, dar nu-mi place stilul ăsta mai degrabă. Și mergem la contrast, mărim puțin contrastul ploii, ca să nu se vadă atât de multe picături. Fotografia arată complet altfel în momentul de față. Și o salvăm. Save image. Bam! Mai am 30 secunde de filmat, așa că vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a fost de folos, vă rog să lăsați în comentariu să-mi spuneți ce aplicații de editare pe telefon mai folosiți sau chiar și pe calculator, așa că de acum ne vedem data viitoare în fiecare vineri și probabil și în fiecare duminică de acum încerc la ora 7 și un sfert seara. Eu v-am pupat și vă sunt recunoscător. Like, share și subscribe. Mersi, v-am pupat. Pa! Până și ce așa de greu de spus la cuvânt? DSLR-s, 4 litere, for fuck's sake, Alin! Chiar și DSLR-urile. Doamne fie! Următoarea aplicație că... Pe care, Alin. Editor, asupra unei pozografii. Corect, da, cred că e cuvânt și ăsta, nu, Alin? Că este asfințit, că la ca.